Șefii Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu au avut program prelungit în acest sfârșit de săptămână. Secțiile Unității de Cultură au fost deschise sâmbătă până la miezul nopții. Cele mai căutate exponate au fost statuetele din ceară de la Muzeul de Artă, însă nici secția de istorie nu a dus lipsă de vizitatori. De ce ați venit în seara asta la muzeu? Pentru seara muzeelor. Am aflat din presă și din televiziune. Și am venit împreună cu familia, special fetița, pentru că este foarte interesată de așa ceva. Băiețelul am venit cu ocazia asta, că este deschis atâta timp și el a vrut. Este bine să vedem operele și n-am mai fost. Ați profitat de moment? Da. Ocazia de asta vin și copiii ăsta, care sunt mai mici și nu au răbdare să vină să vadă în timpul săptămânii. Și ocazia asta mi se vedem. Am văzut și dincolo muzeul de la Ștefulescu și acum a venit să vedem și aici. Copiii au fost cei mai încântați, ei au făcut poze cu statuetele și s-au minunat de asemănarea lor cu realitatea. Mie mi-a plăcut cel mai gras om din lume. De ce? Cu 450 de kilograme, pentru că a intrat în cartea recordurilor. Ai mai văzut așa ceva până acum? Nu. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Shrek. Și icoanele. Da. Foarte bine ascultate. Altceva ce ți-a mai plăcut? Cam atât, deocamdată. Noaptea muzeelor a devenit deja o tradiție în județul Gorj, acesta fiind al cincilea an în care Muzeul Județean se aliniază unităților cu pretenții din țară și din Europa. Reprezentanții instituției spun că evenimentul a fost un adevărat succes. Până la această oră sunt aproape 200 de persoane. Este un plus față de anul trecut. Anul trecut cred că am avut undeva 400 de persoane pe întreaga noaptea muzeelor. Așteptăm să mai vină. Muzeul este deschis, intrarea este liberă până la orele 24. Prețul biletelor de intrare în secțiile Muzeului Județean e unul modic chiar și în restul anului, iar iubitorii de artă sunt așteptați mereu cu noi exponate.